Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cunoașteți expresia s-a apropiat funia de par? Pentru Luca și alți 1,2 milioane de bucureșteni, expresia asta da. Ea descrie pe zi ce trece mai bine situația cu termoficarea și cu facturile ce vor fi plătite foarte curând pentru apa caldă și căldura pe care nici măcar nu prea le primesc. Uite, cât zic eu, Luca, mai verifică și tu ce temperatură ai la agentul termic la intrarea în bloc. Vezi că ne merge ca în filme în ultima vreme. Tare de tot. Este aer încă ceva. Încă ceva, da. De asta l-am și provocat, ca să se aude. Deci, bucureștenii vor plăti semnificativ mai mult pentru, din păcate, mai puțină apă caldă și căldură. Care este problema? Ca și în alte orașe ale României, și în București, gigacaloria este subvenționată. Doar că aici, fiind vorba de un oraș cu atât de mulți locuitori, deci cu atât de multe voturi de dat, de-a lungul deceniilor primarii s-au preocupat mai degrabă să țină subvenția mare decât să modernizeze rețeaua. Că aia costa mult și dura mult și... Na. Ideal ar fi să modernizeze și rețeaua, să țină și subvenția. Vezi că am 44 de grade apa caldă, bombă, 44 ușor de frige. Și 39 de grade căldură, adică nici nu ne bate în joc. Deci pe când voi ăștia cu centrale, dați și în ele. Deci, știi ce zic? Că și poluați și faceți și foarte cald în casă. La noi e o temperatură corectă. Bine, te-au fript să-mi spui la vrei factură. Vrei să spun care... Nu, stai că m-ai provocat acum. Yes. Știi care e problema sistemului de termoficare din București? Hai, spune-mi, matale. Spuneți-mi, matale. Problema este că sunt extrem de multe blocuri în care nu sunt instalate repartitoare de căldură. Pentru că sunt asociații de proprietari ce refuză să facă treaba asta. Ești obligat să ai. Nu știu, acum mai nou poate a apărut ceva, dar nu este obligatoriu. Și refuză că, domne, de ce să-i plătim pe hoții ăia să ne citească contoarele și să le dăm bani în plus? Fapt pentru care se plătește paușal și plătindu-se paușal se risipește enorm de mult, pentru că toată lumea stă cu caloriferele date la maximum și cu geamurile deschise, în ideea că dacă tot plătesc, că e aia românească, știi? Stai mă puțin, mă, tu stai cu, tu stai nu cu geamurile eu, deschise. Nu eu, eu am repartitoare, dar îți spun că sunt multe blocuri, cunosc cazuri concrete. Unde se stă cu ferestrele deschise. Unde nu există repartitor la calorifer. Stai. Caloriferul poate fi închis sau deschis, punct. Nu există variantă, n-au termostat. Deci tu ai căldură în calorifere cât să-l dai și mai încet? Asta... Eu acum am repartitoare și termostat așa. La... Nu acceptăm. Și dai caloriferul robinet. Mai încet. Și eu îmi dau termostat ăla pe 3, îmi face 23 de grade în clasă, punct, și se oprește aha. caloriferul. Pe când la soacră mea, de exemplu, că m-ați provocat să dau nume, așa. La ea în bloc, nu există asta. Și asta cu căldura la maximum, te coci în casă, mori sufocat, ai înțeles? Și stau cu geamurile deschise. În ce cartier locuiește? În cartierul militar. Deci în cartierul militar, dragi dar nu în cartierul militar, știți... în multe... cartiere din orașul știm, ăsta. Știm, acum avem o informație că în cartierul militar este atât de cald în casă încât se stă cu ferestrele deschise. Ceea ce n-am mai auzit. Da, mă, pentru că în momentul în care ai, tu plătești paușal, ai înțeles? Da, am și înțeles. Și asta e mentalitatea, adică dacă oricum plătesc. Da. Se consum. Aie! Bine, da. Eu știam că din păcate sunt pierdere atât de mari în rețea. Asigur că acum sunt probleme și nu e mereu cald. Dacă când e căldură, e. Dacă îmi permite să zic și eu două vorbe, deci că sunt pierdere atât de mari în rețea și rețeaua este atât de veche și de fragilă, așa. Încât pur și simplu nu se poate da gigacalorie cât poate consuma populația și de aia sunt caloriferele mai reci. Da, înțeleg acum că în București, practic, sunt calorifere fierbinți, dar nu poți să ții mâna pe ele. Sunt zone unde s-a reparat, de exemplu, îți repet, la mine acum intră agentul termic la 39 de grade. Mă, ce dacă tare. Nu aș avea repartitor de căldură și termostat la robinet, așa, aș sta cu el la maximum și aș face în casă, dacă faci un calcul simplu, că bun. Vine agentul cu 39 de grade, foarte cald. Bun. Și acum, ca să revenim la datele statistice. Te rog. Și la mesaje despre cât de cald este în apartamentele din București, o să vedem mai încolo. Deci avem așa, în principiu și în practică, în acest oraș și nu numai, sistemul de termoficare e praf, pierderile sunt uriașe, iar diferența între prețul real al gigacaloriei și cel subvenționat, pur și simplu nu este sustenabilă. Diferența asta este imposibil de susținut. Deci, în prezent, în București, spun, prețul de producție și transport, deci prețul real, este de 490 de lei pe gigacalorie, din care în București, bucureștenii care sunt conectați la Radet, primesc, mă rog, cum zice acum, plătesc 164 de lei. Restul sunt plătiți de municipalitate, sub formă de subvenție. Deci subvenția e 326 de lei, două treimi, deci, din prețul real al gigacaloriei, sunt subvenționate. Pentru anul acesta, subvenția plătită de municipalitate se ridică la peste 1 miliard de lei.
Însă, creșterea abruptă a prețului energiei la nivel global a ridicat și costul gigacaloriei, care acum a ajuns la, țineți-vă bine, 980 de lei. Deci asta este situația acum, contabilicește, vorbim și tehnic. Prețul subvenționat 164 de lei, prețul real 980 de lei. Și evident că acest preț nu poate fi plătit de locuitorii capitalei. Dar cât să fie subvenția, totuși, dacă costul real a devenit atât de mare, că undeva trebuie să reglezi nițel. Primarul general al capitalei, Nicu Șordan, a propus de la 1 decembrie, încă o dată, deocamdată asta este propunere, e o discuție, da? A propus o creștere a prețului gigacalorie pentru populație de la 164 de lei la 280. Asta dacă guvernul va ajuta totuși primăria generală cu ceva bani. Înțeleg că ar fi vorba tot de 1 miliard de lei, că altfel nu știu pe unde scoatem cămașa. Deci, e vorba despre bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire. Creșterea costului ar fi de aproximativ 70%, de la 164 la 180, uriașă, 200. Dar încă 280, pardon, uriașă, dar încă nesemnificativă în raport cu costul real, 980 de lei. Chiar și așa, cât ar urma să coste factura la căldură în noile prețuri? Într-un apartament se consumă în medie cam o gigacalorie pe cameră. Mas o menos. Deci cu variații, desigur, date de izolarea termică a blocului, poziționarea apartamentului, dacă ești mai pe colț, mai pe nord, dacă ai vecini care încălzesc sau nu, mă rog. Dar în medie, să zicem, o gigacalorie pe cameră, factura ar urma să crească astfel. La o garsonieră, creștere de la 164 la 280 de lei. La două camere, de la 328 la 560 de lei. La trei camere, de la 492 la 840 de lei. La patru camere, factura ar trebui să crească de la 656 la 1120 de lei lunar. Și tu îți dai seama că dacă ar fi prețul real, adică nesubvenționat deloc, ar însemna ca la patru camere să fie căldura 3400 de lei lunar. Cam așa. Da. La una, da, deci dacă ar fi, stai că am calculat, dacă ar fi aplicat prețul real al gigacaloriei, de 980, apa caldă și căldura pentru un apartament de 3 camere ar costa 3000 de lei pe lună. Iată. Deci, bun, și la asta mai adaugi și alte costuri ale locuirii la bloc. Că trebuie să mai dai administrație, lift, consum de apă, electricitate, apa potabilă, nu? Și ce mai e pe acolo de plătit. Deci, acum, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă ar fi aplicat acest preț și problema e că el e umflat și de pierderile uriașe din rețea, care au continuat să crească an de an. Din cauza că edilii au lăsat mereu la urmă sau nu s-au ocupat deloc de investițiile în modernizarea rețelei de termoficare. De ce? Păi seamănă cu construcția de autostrăzi. De ce să fac eu acum cu autostradă? Că durează mai mulți ani și vine celălalt și se bucură, așa că mai bine nu mai fac. De ce să investesc eu în rețeaua de termoficare? Costă o grămadă de bani pe care pot să-i spar pe târguri, pe cadouașe, pe vouchere, pe prostioare, pe brizuri. Și de ce să... Că durează ani de zile, nu se vede nimic și vine altul și... Care e problema? Deci, în ultimii 3 ani, situația pierderilor din rețeaua de termoficare a evoluat astfel. În 2016, mă rog, ultimii 4, dar avem date până în 2020. Deci, în 2016, 800.000 de litri pierderi pe oră. În 2019, 1.200.000 de litri pe oră. În 2020, 2,2 milioane de litri pe oră pierderi în rețea. Și pierderile astea sunt plătite evident de cetățeni, că subvenția nu vine din cer. Adică banii sunt luați din taxele plătite de toată lumea. Și cum e cu modernizarea rețelelor? Sunt vreo 4.000 de kilometri de conducte în București, rețea primară și secundară. În cei 4 ani de mandat ai Gabrielei Firea, scrie Hot News, s-au modernizat cam 200 de kilometri de rețea de termoficare, din care puțin peste 30 de kilometri rețea primară. La finalul lunii septembrie, Nicu Șordan a declarat că anul acesta au fost modernizați 15 kilometri de rețea primară. Și încă se pregătesc să facă licitații pentru lucrări și așa mai departe. Deci 4.000 de kilometri, vechi ca naiba, praf, sită, și au modernizat în ultimii 5 ani 215. Să se calculeze ritmul. Sigur, și noi acum am vorbit despre ce se întâmplă în București. Pentru ascultătorii noștri din toată țara, aici sunt 1,2 milioane de oameni conectați la rețeaua centralizată de termoficare, dar situația asta se regăsește în foarte multe orașe din această țară. Oamenii sunt disperați. Rețelele sunt sită, mereu e nevoie de subvenții. Deci, în acest context, discuțiile despre interzicerea centralelor de apartament
sunt pur teoretice. Nu poți să interzici oamenilor să-și pună centrale dacă nu au cum să se încălzească altfel. A, poate că așa, blocurile noi care se vor construi, să primească centrală, să fie obligate, nu știu ce, da, ok, dar altfel, pur teoretic. Problema e cum faci în așa fel încât să nu dea oamenii faliment cu sutele de mii de familii în orașul ăsta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.